Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Slăviți să fie Domnul! Din Apostolul de astăzi, din Epistola către Filipeni, fraților, bucurați-vă, pururea într-o Domnul și iarăși zic, bucurați-vă. Îngăduința voastră să se facă știută tuturor oamenilor. Domnul este aproape. Nu vă împovărați cu nicio grijă, ci într-o toate, prin închinăciune și prin rugă, cu mulțumire, cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu. Și două versete din Evanghelia de astăzi. Au luat ramuri de finic și au ieșit într-o întâmpinare a lui și strigau: Osana, binecuvântat este cel ce vine într-o numele Domnului, împăratul lui Israel. Iubiți frați, suntem la încheierea postului mare, cele 40 de zile ale postului cu darul lui Dumnezeu, astăzi se încheie. Vă mărturisesc că m-a încercat un gând, stând aici, ce ar trebui să simt eu după 40 de zile de post? Cum ar trebui să fiu eu după o perioadă, se presupune, de nevoință și rugăciune, de înfrânare și asceză? Nu știu, eu cred că noi ar trebui să fim foarte puternici. Ar trebui să se simtă că suntem plini de har, plini de slava lui Dumnezeu, că suntem încărcați de virtuți. După 40 de zile de post, Domnul a făcut față unor ispite de nedescris. Ne amintim în pustie. Acele trei ispite care le-a avut și în care sunt cuprinse practic toate încercările și toate ispitele sub toate formele lor, ispitele de care pot să aibă parte oamenii pe pământ. Și Domnul le-a biruit, a făcut față. Prin post ar trebui să facem față ispitelor care ne vin. De obicei aud și simt și eu lucrul ăsta de fiecare dată când cineva se spovedește, de cel mai multe ori: Părinte, cum încep să postez, că atunci apar momente de ceartă, atunci mă supăr, atunci se întâmplă ceva, atunci ceva nu merge, atunci parcă sunt mai nervos, îmi ies din fire. Și în loc să fiu mai bun, sunt nici cum înainte de post nu eram, cum sunt acum. Ce se întâmplă? Că eu vreau să postez și eu vreau să mă rog. Și ar trebui să fie altfel. Și mă gândesc că, iată, tocmai pentru că am luat în serios și am vrea să luăm în serios apropierea de Dumnezeu prin post și rugăciune, ispitele care vin și de care fără îndoială nu ne ocolesc, ar trebui să fie depășite. După post și rugăciune, Moise a auzit glasul lui Dumnezeu și a vorbit cu Dumnezeu pe muntele Sinai. Ilie, prorocul, a coborât cer din foc. Cer, iertați-mă, foc din cer. Și a avut o rugăciune atât de puternică, că s-a deschis cerul la rugăciunea lui. Nu? Și așa puternică ar trebui să fie rugăciunea noastră celor care postim. Dar eu mă gândesc și tare mă tem, gândindu-mă la mine prima dată, că nimic din toate acestea nu se petrec. Și că ne găsim noi acum, după un periplu de 40 de zile, prin această perioadă a postului în care cred că trecem fiecare cu nevoința noastră cum trecem, dar acum, trăgând linie, ne dăm seama cam ce a însemnat pentru noi postul. Cât de pline sunt brațele noastre de ramuri de finic, adică de roadele postului, cu ce venim noi în întâmpinare.
roade ale rugăciunii, ale lacrimilor, ale nevoinței, ale înfrânării, ale ascezei. Și vedem cât de pline ne sunt brațele sau cât de goale ne sunt. Și tare mă tem că mă regăsesc eu cel puțin între cei mulți din vremea Mântuitorului atunci când Domnul dă să intre în Ierusalim. Nu este o noutate, știm cu toții, că această intrare în Ierusalim a Domnului este o icoană frumoasă a intrării Lui în cetatea inimii noastre și în viața noastră și în Ierusalimul din noi. Și este și o sărbătoare festivă, dar este o sărbătoare serioasă, sobră, să știți. Pentru că, auzeam și înainte, un ochi râde și unul plânge. În toată mulțimea aceea, așa extaziată, uimită, încântată, bucuroasă. Și era bucuroasă, de fapt, pentru că văzuse minunea în învierii lui Lazar. Și de aceea erau acolo. În toată mulțimea aceea și tot extazul acela, un om era trist. În centrul sărbătorii este un om trist. Și acel om trist este însuși Mântuitorul. Unul din evangheliști chiar menționează lucrul acesta. Că Domnul era trist. Ziceam la Sfânta Liturghie, de ce este trist Domnul? Cum să nu fie trist Domnul când este înconjurat de o mulțime atât de schimbătoare și nesinceră, care astăzi îl laudă și mâine îl condamnă, astăzi cântă osana și mâine strigă, răstignește. Cum să fie Domnul bucuros de astfel de oameni care îl înconjoară? Cum să se bucure Domnul de nesinceritatea și nestatornicia noastră? Cum să fie Domnul, să nu fie Domnul trist când El vrea să fie împărat peste inimi și oamenii vor să-L facă împărat peste cetăți, peste oștiri, peste neamul lor, neînțelegând nimic din ce vrea Domnul să facă? Domnul cheamă la smerenie și am auzit. Și asta a făcut dintr-un început și încă o dovadă vădită a smereniei Lui prin intrarea în Ierusalim, ne-o arată, de fapt, steagul triumfal al Mântuitorului este cel al smereniei. Sfântul Grigore Palama zice că intră smerit, sărac și simplu în Ierusalim. Dar El îndeamnă la smerenie și unii dintre ucenici cer locuri de-a dreapta și de-a stânga în împărăția Lui, vor onoruri și locuri de cinste. Și sigur că îl îndurerează. Știe Domnul și asta îl întristează că va fi un Petru care va fi în stare să spună că merge la moarte cu El, dar în fața unei slujnice să poată să se lepede, să spună că nu-L cunoaște. Este trist pentru că știe că va fi un Iuda care se va îngriji mai mult de valoarea mirului și îi va părea rău de banii care s-au risipit pentru că era iubitor de bani și că îl va vinde acest Iuda și mai rău decât atât, că nu se va pocăi pentru păcatul pe care l-a făcut. Și știe Domnul și asta îl întristează, că oamenii greșesc și au greșit dintotdeauna, dar de pocăit foarte rar se pocăiesc și foarte rar se îndreaptă. Și aceasta este taina, aceasta este noutatea, nu păcatul. Chiar dacă iați fel de fel de forme în ziua de astăzi și este atât de facil și atât de ușor ca să greșești, dar noutatea este pocăința și raritatea pocăinței sincere, îl întristează pe Domnul. Este un om trist în mijlocul acestei sărbători pentru că numai peste câteva zile rugăciunea lui se va preface în sudor de sânge. Este trist pentru că intră în Ierusalimul în care știe că nu va rămâne piatră pe piatră, că nu a ținut cont de ziua cercetării lui.
că n-a știut să audă glasul lui Dumnezeu care a vrut să strângă fiii lui a Ierusalimului precum strânge cloșca pui. Cum să nu fie trist Domnul? Și fiind chipul intrării în viața noastră, intrarea lui în Ierusalim, cât de bucuros o face Domnul aceasta când ne privește pe fiecare dintre noi. Cum intră Domnul? Să știți că această intrare este complicată și grea a Domnului, această intrare în viața noastră. Este o intrare dureroasă. Are mult de furcă Domnul cu noi. Vine în Ierusalim, în cetatea Ierusalimului, călare pe mânz, așa cum am auzit, mânzul închipuind și neamurile care erau în neascultare și le aduce în ascultare de el, catârul fiind animalul îndărătnic și încăpățânat, și se confruntă Domnul în această înaintare a lui către cetatea inimii noastre cu îndărătniciile noastre și cu încăpățânările noastre și nu este deloc ușor să ne aducă în ascultare, să ne aducă în supunere, să ne așeze în normalitate lucrurile din viața noastră. Și intră în Ierusalimul acela în care va găsi tocmai în locul cel mai de cinste, în templu, zarafi, schimbătorii de bani, vânzătorii de animale. Și asta îl întristează. Și prins de o mânie sfântă, face curat acolo. Cât de mult are de curățit în inima noastră, în ființa noastră, în lăuntru nostru. Am zice că vinem după 40 de zile de post. Ne-am curățit deja. Am postit, ne-am rugat, ne-am spovedit, curat, sincer, ne-am împărtășit cu Sfintele Taine, am dat de pe sufletul nostru ceea ce ne apăsa, ne-am dezis de păcate, am părât diavolii care se ascund în spatele patimilor și se cuibăresc în lăuntru nostru și prin spovedanii i-am deconspirat și i-am alungat și n-ar avea prea mult de lucru Domnul în viața noastră. Oare așa să fie? La mine nu e așa. Domnul vrea să intre în lăuntrul nostru, în templul inimii noastre, ca în locul care este al Lui. El merge în Ierusalim și merge în templu. Și ce era templu? Casa tatălui Lui. Ce le spune când era copil? Avea 12 ani. De ce era să mă căutați în altă parte? Nu știați că în casa tatălui meu se cădea să fiu? Prima identificare a lui cu dumnezeirea, arătând și locul numit inclusiv de el casă a tatălui, și vine acolo, în ceea ce este al lui, dar care nu mai era stăpânit de el. Își pusese stăpânire altcineva pe locul respectiv. Și nu numai că pusese stăpânire, au schimbat destinația, au adus lucruri care nu se cuveneau să fie acolo. Și asta se întâmplă în viața noastră. Asta se întâmplă în lăuntru nostru. Domnul vrea să intre în viața noastră ca în locul Lui, de fapt. El nu vine în lăuntru nostru nici să vândă, nici să cumpere. Vine să se înstăpânească. Înțelegeți? Vine ca să-și reia împărăția, de fapt. Nu, împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Dar noi ne-am făcut stăpâni pe împărăția Domnului. Noi suntem stăpâni pe viața noastră, noi suntem stăpâni pe darurile pe care le primim de la Dumnezeu, suntem stăpâni pe trupul nostru, știm noi ce avem de făcut. Și dacă îl mai lăsăm și pe Domnul să intre, apoi îi dăm sugestii, îi dăm sfaturi. Doamne, uite, eu sunt aici și cam așa ar trebui să faci. Îl mai lăsăm să vină, dar nu să facă ce vrea Dumnezeu. Și cam tot ce am vrea noi să facă, îi arătăm, îi sugerăm cum să facă. Îl folosim când avem nevoie, când ne este greu, când suntem dezorientați, știu eu,
așa, psiholog de serviciu, cel care trebuie să ne vindece când suntem bolnavi, cel care trebuie să ne găsească un loc de muncă, cel care trebuie să ne rezolve o situație, să-i facă pe copiii ascultători, să-i facă pe părinți să ne înțeleagă că noi suntem niște neînțeleși, cei tineri, cel care trebuie să aranjeze lucrurile în viața noastră, așa, un coordonator și de imagine și să pună în regulă afacerile din viața noastră. Cam așa este de multe ori Domnul în viața noastră și cam vrem să ne le rezolve pe toate. Și am văzut în zilele care au fost înainte, de fapt și din ieri am văzut, și de la învierea lui Lazar, am văzut că atunci când este Domnul acolo, nu mai trebuie să-ți fie teamă de nimica. Maria, care era în casă și spune Marta, uite, Domnul este afară și te cheamă, în ce situație era ea? De doliu, plângea în casă, erau cei care veniseră la ea să o mângâie, dar într-o situație dureroasă, tristă, adică până la urmă dacă mă caută cineva, îmi împărtășește durerea și vine aici la mine și știe unde să mă găsească. Nu, lasă totul. Lasă pe oamenii care au venit ca să plângă împreună cu ea, iese din casă și merge ca să-L întâmpine pe Domnul. Și îi zice, iată, ți-am zis doar, când ea îi spune, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine nu va muri. Și asta ne arată că dacă l-ai pe Hristos toate celelalte, fără îndoială că se pun în rânduială, dar să-L poți dobândi pe Domnul și să-L lași pe El în inima ta. Ne tulbură de multe ori intrarea în Ierusalim și dorința Domnului de a veni în inima noastră și această intrare se face, cum am zis, cu multă durere și așa frământare, pentru că se deranjează zarafii din noi, schimbătorii de bani din noi și vânzătorii de animale. Părinții bisericii zic că sunt patimile ascunse și demonii care stau în spatele acestor patimi și care se cuibăresc, se acoperă de multe ori sub chipul unor preocupări onorabile, munci cinstite, au unei vieți onorabile, dar în spate se cuibăresc multe patimi și acele patimi pe care numai noi le știm și poate nici măcar nu le știm, că nu le-am identificat, nu credem că sunt patimi. Acelea se frământă în noi pentru că Domnul pe acelea vrea să le arunce, să le scoată afară și nu este deloc ușor lucrul acesta. Despătimirea, sunt cărți întregi pe această temă la Sfinții Părinți care vorbesc despre despătimire. Pentru că nu este deloc ușoară și numai așa poate Domnul să-și recapete locul și statutul lui în viața noastră. Doar când îi putem face loc în inimă, osanele noastre sunt sincere. Osanele noastre sunt autentice. Dacă nu pot fi niște aclamații pioase, pornite dintr-o sensibilizare sau dintr-o pioșenie sau dintr-un sentimentalism ușor, dar nu cu adevărat autentice și de aceea de multe ori rămân atât de la suprafață, atât de multe ori rămân la nivelul urechii și cele ce le cântăm și cele ce le spunem și cele ce le aclamăm și le zicem, de multe ori rămân superficiale, pentru că nu harul din noi vorbește, nu puterea din noi, nu Hristos din noi, nu
lumina și ajutorul și prezența efectivă a Domnului în inima noastră este cea care face să se întrevadă, să iasă în afară ceea ce este al nostru. De aceea cred că această stare de sfântă tristețe și de sobrietate, de bucuroasă tristețe, aș spune, sau de tristețe bucuroasă, ar trebui să ne însoțească în săptămâna aceasta a patimilor, a sfintelor și mântuitoarelor patimi în care intrăm de astăzi înainte, de la, iată, în seara aceasta vom face denie la ora 7:19, prima practică slujbă din această săptămână a patimilor, în care tot ceea ce, o parte din ceea ce am auzit aici și multe altele, le vom citi din Sfânta Scriptură și ne vom aminti și pas cu pas cele care le-a suferit Domnul și care să facă Domnul prin acest duh de multă seriozitate, de multă atenție, de profunzime lăuntrică, acest duh să ne poată însoți în această săptămână care, și să ne poată apropia de umărul Domnului care este sub cruce, să ne poată apropia de inima Lui care suferă și care se întristează, dar care iubește până la dăruire, până la sacrificiu. Amin. Slăvit să fie Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.